În legătură directă cu noi și Cristi Georgescu, corespondentul nostru, cel care ne spune, doamnelor și domnilor, că aceste proteste se întind în țară, mai multe unități ale fiscului în momentul de față sunt blocate pentru că angajații au ieșit în fața instituțiilor. Cristi, te ascultăm. Bună ziua, bun găsit tuturor. Într-adevăr, trezorierii Unicul Vâlcea protestează chiar în aceste momente, de pildă, și Blocul Național Sindical informează faptul că aceste proteste spontane se extind și în acest moment la alte unități fiscale din țară. Vorbim așadar de proteste la nivel național. Pe de-o parte, Ministerul Finanțelor, cel locul în care a avut loc ședința Consiliului Național al Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe, convoacă de urgență ca numai apariției proiectului ordonanței de urgență privind reducerea cheltuielilor bugetare care conțin mai multe prevederi. Oamenii să iasă și să reclame toate aceste disfuncționalități. Anunțăm, printre altele, plafonarea sporului de condiții vătămătoare la 1000 de lei sau, de pildă, indemnizația de hrană care nu se mai acordă celor cu venit brut peste 10.000 de lei și totodată anularea posturilor vacante. Sunt doar câteva dintre neregulile pe care liderii sindicatelor județene cer ca acestea să fie luate în calcul. Și, bineînțeles, să vorbim și despre diminuarea unor venituri cu 700 de lei dacă ar fi aprobat în forma actuală acest proiect, și totodată vorbim și despre pierderea locurilor de muncă. Așadar, atât astăzi cât și mâine se anunță astfel de manifestări în stradă. Mulțumim, Cristi, pentru informații.